Adunarea generală a Asociației Secretarilor de Municipii din România se va desfășura pe parcursul a două zile în Pitești. Astăzi, secretarii de municipii s-au întâlnit între orele 9 și 16 cu scopul de a face un schimb de experiență privind administrația publică, iar mâine discuțiile vor continua pe aceeași temă. Avem invitați confirmați de la Ministerul Muncii, de la Ministerul Justiției, de la Unitatea de Reformă din cadrul Ministerului de Interne, de la Autoritatea Electorală Permanentă, și vor fi și câteva expuneri vis-a-vis de aplicarea noului cod civil și aplicarea codului de procedură civilă. Vineri, în cadrul întâlnirii, se va face o expunere privind implementarea de proceduri în cazul sistemului calității în administrația publică locală. Se mai face o expunere vis-a-vis de aplicarea ordinului 946, este un al Ministerului Finanțelor. Este un ordin foarte complicat cu privire la implementarea de proceduri pe sistemul calității în administrația publică locală. Prezentarea o să o facă primăria Pitești, unde avem o oarecare experiență față de alte localități, zicem noi, și vrem să le spunem și la colegii noștri ce am făcut până acum. Ziua de vineri, în general, este consacrată aprobării bugetului, chestiuni care țin de bucătăria internă, ca să zic așa, a asociației. Pe lângă cei 55 de secretari ai primăriilor de municipii din țară, la eveniment vor mai participa și reprezentanții ai Ministerului Muncii, ai Ministerului Justiției, ai Ministerului Administrației și Internelor și ai Autorității Electorale Permanente.